Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un fel de Get Ready With Me, dar de data asta pentru păr. Pentru că în clipul trecut mi-am undulat părul, cred că din primăvară, iarnă, cam așa, și de fiecare dată când fac o pauză de la undulat părul, primesc genul ăsta de comentarii cu arată-ne cum îți aranjezi părul. Și am zis să facem un Get Ready With Me mai amplu, în care vă povestesc ce produse folosesc, ce fac eu ca să îmi aranjez părul și cum îl coafez. Acum, dacă sunteți mai vechi pe canalul meu, dacă mă urmăriți de mulți ani de pe canalul celălalt, știți cam care e procesul, pentru că nu s-a schimbat aproape nimic. Cu excepția câtorva produse, nu prea s-a schimbat nimic, și asta pentru că eu cumva mi-am format o rutină, să zicem, bine stabilită pentru părul meu, care se împacă foarte bine părul meu. Pentru cei care nu sunt atât de vechi pe canalul meu și care sunt mai noi, am zis să fac din nou această rutină de îngrijire a părului sau de cum îmi aranjez eu părul când mi-l coafez sau când nu mi-l coafez sau whatever, care e rutina mea de păr. Și începem prin a avea părul într-un minunat prosop, într-un turban. Am spăl părul. Asta ca idee, îmi spăl părul o dată la două zile sau în fiecare zi, în funcție de ce am de făcut. Dacă n-am, nu știu, de ieșit și e într-o condiție cât de cât ok, îmi spăl părul la două zile. Dar dacă trebuie să ies sau trebuie să fac ceva, îmi spăl părul și zilnic. Asta înseamnă că îl coafez în fiecare zi, nu întotdeauna. O să vă arăt exact și o să vă explic pe parcurs ce fac și ce produse folosesc. Astăzi, pentru exemplificare, astăzi am folosit așa șamponul ăsta, pentru că a fost nevoie de toning. Ăsta e șamponul meu pe care îl folosesc pentru ca pe un toner, practic, pentru că am părul decolorat. Și înainte de a intra în pâine, de fapt trebuia să menționez faptul că eu am părul parțial decolorat de mine. Nu am vrut să-l vopsesc și n-am vrut să îl se schimb culoarea complet. L-am decolorat parțial pentru că știu cam care e baza mea de culoare naturală și am vrut puțin să îl deschid. Adică mă ajută părul meu. Îmi place culoarea mea naturală, dar aș vrea ceva mai deschis. Și de aia am făcut niște șuvițe și intenționat, că am mai văzut comentarii că sunt un pic cam messy, intenționat le-am făcut așa messy, pentru că în mod natural, când ai părul șuvițat așa de la mama natură, nu iese perfect, știți? Adică nu se văd perfect șuvițele alea, ci sunt împrăștiate. Și eu mai aveam așa prin părul meu anumite șuvițe deschise, dar nu erau suficiente. Și atunci am mai făcut eu unele. Am folosit un decolorant pe care îl găsiți în magazin de la L'Oreal. Stați că mă deranjează o geană. Și odată la câteva spălări, depinde de frecvența cu care mă spăl sau de ce produse aplic, am nevoie de un toner ca să nu capete niște nuanțe din alea verzui părul meu. Pentru că, în general, părul blond se poate oxida și poate prinde o nuanță din aia de cupru sau o nuanță prea gălbuie, în funcție de tonul blondului pe care îl aveți. Și pentru a păstra o nuanță cât de cât echilibrată sau pentru a avea un blond rece, dacă vă doriți un blond rece, trebuie să folosiți un șampon din asta toner, adică un șampon mauve sau silver shampoo, depinde cum vreți să-i spuneți voi. Eu îl folosesc pe ăsta, este super pigmentat și își face treaba foarte bine și n-am nicio așa. Am mai folosit și altele, am folosit și pe cel de la Elsev și am mai folosit ceva la un moment dat, dar nu mi s-a părut o mare diferență. Ăsta, din contră, chiar mi s-a părut un pic mai pigmentat decât cel de la Elsev, atâta doar că ăsta este genul ăla de șampon care scoate toată viața din păr, dacă vreți, îl face super squeaky, îl face să fie, să pară foarte uscat, pentru că nu este hidratat, da? Și în concluzie, când folosesc acest șampon, folosesc balsam de păr sau mască, iar în prezent am acest balsam de la Joico, care îmi place foarte, foarte tare, este un balsam hidratant, este un balsam pentru păr fin, păr subțire și uscat. Eu n-am părul în totalitate uscat, dar la vârfuri, din cauza decolorării și din cauza tuturor chestiilor termice pe care le folosesc și din cauza vremii în sine și a faptului că vreau să-l las să crească, evident că se mai usucă și atunci prefer să folosesc ceva hidratant. Și de-aia am ales acest balsam. Este foarte, foarte ok balsamul ăsta și hidratează foarte bine firul de păr și lasă foarte mult sus fără să-l încarce și îmi place foarte tare. Eu nu sunt super fidelă a unui brand în ceea ce privește șampoanele și balsamurile, pentru că o să ajungem la partea de Q&A, că am zis că fac și o parte de Q&A în clipul ăsta. Chiar am fost întrebată ce mărci prefer. Nu sunt o
om fidel al unei mărci anume, am fost o perioadă, dar nu mai sunt, și asta pentru că nu am văzut foarte mari diferențe, adică între produsele drugstore și cele high-end, între, nu știu, produsele drugstore și cele de la Kerastase, care știu că sunt foarte populare, n-am văzut o mare diferență. Eu personal n-am văzut pe părul meu, acum nu zic că nu se poate întâmpla să există o diferență, dar n-am văzut și de-aia nu sunt un om fidel unui singur brand, deși produsul ăsta îmi place foarte mult și s-ar putea să rămân cu el pentru o perioadă mai lungă. Asta am folosit astăzi, da? Deci mi-am șamponat părul, o singură șamponare. Mare atenție, dacă nu vreți să vă uscați părul excesiv, că asta observ că majoritatea fetelor fac, nu ai nevoie, mai ales când te speli regulat pe păr, da? Și în fiecare zi, cum e cazul meu, nu ai nevoie decât de o șamponare, nu 10, nu 15, nu 3 tone de șampon. Ai nevoie de o singură șamponare pentru a-ți curăța cât de cât scalpul și rezidurile. Dacă îți pui ulei, cum mi se întâmplă mie, odată la ceva timp îmi pui și cât un ulei din ăsta tratament, da, atunci fac două șamponări. Practic îl aplic șamponul, pun în păr, îl fac să facă spumă, îl cletesc și mai aplic încă o dată. Asta înțeleg eu printr-o șamponare sau prin două șamponări. Bun. Când am ulei în păr și este îmbâxit de ulei părul meu, e firesc să fie nevoie de două șamponări. Dar în cazul meu, chiar și dacă folosesc șampon uscat, nu este nevoie. Pentru că eu v-am zis, îl spăl frecvent. Dacă îl spălați odată la 3 săptămâni, acolo nu știu să mă pronunț că nu m-am spălat niciodată la 3 săptămâni. Când nu folosesc șamponul meu, folosesc un șampon hidratant, care în prezent este de la Joico. Îl prefer să fie hidratant din același motiv, pentru că mă spăl des și pentru că părul meu are nevoie de hidratare fiind decolorat, prefer să fie șamponul hidratant. Dacă este atât de hidratant cum este ăsta, nu mai folosesc balsam, da? Pentru că atunci mi-ar îmbâxi părul și practic m-aș spăla degeaba. Dar folosind numai șamponul, îi ofer suficientă hidratare, eventual mai vin cu un pic de ulei la final pe vârfuri și este suficient pentru mine. Iarăși am auzit o dezbatere întreagă pe tema șampoanelor, că să folosești sau nu șampon hidratant. Firul meu de păr este un fir subțire, decent, adică nici foarte subțire, nici excesiv. Acum că am văzut-o pe Pebbles, mi-am dat seama că firul meu de păr nu este chiar atât de subțire cum îmi imaginam, dar nu este nici cel mai gros fir de păr din lume. Deci Pebbles are părul unui copil de 2 ani. Știți cum este părul fetițelor de 2 ani? Ăla foarte subțire și foarte moale așa și care se lipește când pui mâna pe el să electrizeze, să lipește. Așa e lui Pebbles. Da, al meu nu e așa. Da, are mai multă structură și mai multă prestanță. Prin urmare, nu aș recomanda în cazul unui fir de păr ca al meu să folosiți șampoane din ale sau numai șampoane de genul ăsta care îți face părul să scârție, care îl stoarce de toate uleiurile, care îl, sau șampoanele alea pentru volum, care sunt excesiv de, nu știu, dau impresia de scârție, știți, când scârție firul de păr. Alea nu fac decât să îndepărteze absolut toate uleiurile de pe păr, ceea ce o să ziceți voi, da, e bine pentru că e părul curat. Nu, nu e bine pentru că face scalpul să secrete și mai mult sebum decât secreta până acum și în al doilea rând îți usucă firul de păr. Iar când ai părul tratat chimic, ca mine, sau colorat, sau degradat de la căldură sau oricum vreți voi, în momentul ăla nu ai nevoie de un șampon care să îl stoarcă de toate uleiurile și să-l curețe atât de tare încât să nu mai existe nimic pe firul tău de păr, că o îl face să fie și mai fragil și mai să se degradeze și mai repede, da? Am auzit multe persoane pe net spunând: "Nu, când ai volum și ai părul super lipit de cap, trebuie să folosești șampoane din alea pentru volum." Nu, alea nu vor face decât să ți subțieze și mai tare firul de păr, să-l facă și mai fragil, și mai casan și să se rupă, da? Deci aveți nevoie de hidratare. Când aveți părul uscat, aveți nevoie de foarte multă hidratare. Iarăși, o chestie pe care încerc să le bag și prietenilor mele care au părul uscat în cap, faptul că dacă ai părul uscat, trebuie să te speli cam la fel de des ca atunci când ai scalpul gras. De ce? Pentru că părul uscat are nevoie de hidratare și nu o să vină hidratarea din scalp, că nu elimină scalpul suficient sebum încât să-ți hidrateze părul. Prin urmare, trebuie să vii tu și să-l speli constant, să vii cu produse hidratante. La fel, când ai scalpul gras ca mine, trebuie să speli des firul de păr și scalpul implicit, pentru că a eliberat de tot sebumul ăla, dar în același timp să folosești produse
nu super hidratante, ăsta să spunem că este exagerat, da? S-a nimerit așa în ochi eu pentru că n-am folosit niciodată gama asta, dar genul ăsta, gama asta de la Joico Bleu, cred că este foarte, foarte bună pentru cineva care are scalpul gras și se spală des. Pentru că în momentul în care te speli des, chiar dacă ai scalpul gras, trebuie să vii cu ceva hidratant ca să menții hidratarea a firului de păr. De ce elimină scalpul foarte mult sebum? Pentru că nu este hidratat, da? Pentru că este deshidratat. Este exact ca atunci când ai acne, da? Când ai tenul gras. Tenul elimină foarte mult sebum pentru că el, de fapt, la bază este deshidratat. Este aceeași regulă și în cazul scalpului. Prin urmare, încercați să vă feriți de șamponele alea care vă storc de tot ulei, toate uleiurile și vă curăță super, super tare. Sau dacă folosiți alea, măcar pe lungime, încercați să folosiți o mască hidratantă sau un balsam. Măști nu prea folosesc pentru că având firul subțire, au tendința să-mi bâxească părul foarte repede, prin urmare nu folosesc. Și așa că rutina mea este super simplă. Bun, deci m-am spălat, mi-am aplicat balsamul astăzi, așa, și în general aștept, îmi las părul în prosop să se scurgă de toată apa, fără să-l pieptăm, fără să-i fac nimic. Deci pur și simplu ies din duș, curge apă din părul meu și eu îl pun până în prosop, așa cum vedeți. Și las în prosop între 10 minute și 2 ore, depinde de cât timp am la dispoziție, depinde de ce fac în ziua aia, depinde de cât de tare mă grăbesc. Da? Dar măcar 10 minute îl las în prosop să curgă toată apa aia din el și să o absorbă prosopul fără să-l frec eu, fără să fac nimic. Bun, au trecut, nu știu, mult de 10 minute cu siguranță, cred că a trecut o oră și ceva de când m-am spălat pe cap, trebuie să mă și machiez și cam asta e starea minunată în care arată părul meu, cam așa, sunt absolut fabuloasă. Da? Deci, asta fac în momentul de față. Cam așa arată după ce s-a scurs de apă. El practic este ud, dar nu mai curge apă din el. Și asta îmi doresc. Și nu vreau să-l usuc cu foarte multă apă pe el. De ce nu e bine să usuci părul cu multă apă în el și pe el? Pentru că apa aia, evaporându-se, o să spele și keratina care este pe suprafața firului de păr și îl face să fie mai aspru, îl face să fie, să se rupă mai repede și așa mai departe. Îl face mai fragil, basically. Ce fac eu? Îmi usuc părul. Eu întotdeauna îmi usuc părul. De regulă mă spăl dimineața, niciodată nu mă spăl seara, pentru că mă spăl degeaba. Adică a doua zi dimineața eu transpir noaptea, culmea. Eu sunt un om care nu transpiră foarte mult, dar pe parcursul nopții am perioade în care transpiră foarte tare scalpul. Nu mai scalp. Nu știu să vă explic care e treaba, nici nu vreau să știu, nu mă interesează. Ideea este că mă spăl dimineața pe cap și cam asta e rutina. Bineînțeles că dimineața îmi usuc părul. Acum, toată lumea fuge în ultima vreme de produsele cu căldură și toată lumea fuge de produsele astea pentru uscat părul și toată lumea este anti-căldură. Eu aș zice să o lăsați mai moale cu toate trendurile astea anti-orice, pentru că nu știu exact unde e limita, da? Ideea este să fim moderați. De aia, în momentul în care nu curge apă din părul tău și șansele de a-ți arde părul cu fenul, de exemplu, sunt mai mici. Și de aia fac și treaba cu prosopul. Asta este fenul meu pe care îl am de ani de zile. Deja, cred că de 6, 7, 8 ani, nu știu de când vi-l tot arăt, este același. Este săracul terminat de viață, e topit aici, i s-a topit, nu știu dacă vedeți. Nu vedeți că asta e cu focus. Dacă vă uitați aici, în zona asta, săracul i s-a topit marginea asta de la atâta căldură. Pe aici i-a dispărut plasticul. Vai de capul lui, bietul fion, dar funcționează foarte bine. Este un fion de la Remington Silk, din gama Silk, din gama roșie. Îl mai găsiți pe piață, este super, super bun, că e puternic. Avea și difuzor într-un timp, dar nu folosesc difuzorul. Este foarte, foarte bun. Atâta pot să vă zic despre el și rezistă. Dacă l-am de 8 ani de zile, cel puțin îl am, credeți-mă că funcționează. Și ce fac este să-mi usuc părul. N-am nicio ordine, nicio logică, nu dau cu peria înainte de a mă usca, nu dau cu peria prin păr, îl las așa. Deci cum îl vedeți, exact ce am făcut mai devreme, l-am scos din prosop și așa, încep să-l usuc. Acum ăsta o să facă puțin în gălăgie, puțin mai multă, așa că eu o să pun niște muzică pe fundal și o să vă arăt cam cum îmi usuc părul.
Wow! Așa, roar, s-ar zice. Acum, părul meu este în proporție de 80-90% uscat. Ați văzut, l-am uscat așa cum era, cum a venit el din fabrică, ca să zic așa, din prosop. Mențiune aici, eu am un păr care nu se încurcă foarte tare, adică nu, nefiind atât de pisicos ca lui Pebbles, nu se încurcă atât de tare. Pebbles, dacă ar face ce am făcut eu mai devreme, ar rămâne fără 3 sferturi din păr. Deci, legat de pieptănat, vreau să zic că e, aici trebuie să știți voi ce vi se potrivește. Mie, spre exemplu, mi se potrivește să nu-l pieptăn când este ud și să-l usuc așa în proporție de 80-90% și abia acum să trec pentru prima dată cu peria prin el. Folosesc o perie normală, cu țepi normali, nu am perii din astea sofisticate, am încercat, am avut de-a lungul timpului tot felul de perii, mi-am dat seama că cel puțin pentru mine nu fac mare lucru, așa că nu m-am mai hazardat să-mi iau, urăsc să spăl perile, să știți asta, ca o paranteză, decât să spăl o perie, mai bine o arunc și-mi cumpăr alta. Așa, și de-aia prefer o perie din asta banală, cu țepi de metal, cu ce... Mă rog, pentru mine e ok, da? Numai că dacă vedeți, când încep să-mi perii părul, încep de jos, da? De la vârfuri, descurc vârfurile și de-abia apoi trec în partea de sus și asta este, în general, o recomandare foarte bună care vine din partea hairstyliștilor, să încerci întâi de toate să-ți desfaci, să-ți descurci părul la vârfuri, unde este și mai fragil și de-abia după aceea să vii de sus în jos, cum venim noi în mod normal. Și ca să nu trag foarte tare de el când îl simt mai încurcat, îl țin cu mâna. Ah. Și cam asta e toată povestea, cam asta e tot ce fac eu până în prezent. Fără alte produse, nu pun alte produse, nu pun șampon uscat, nu pun alte produse de descurcat, nu pun alte balsamuri, nu pun nimic, pentru că având un fir de păr subțire, l-aș încărca foarte tare și cu alte produse. Bun. În mod normal, acum ar trebui să îmi fac cărare. Ăsta e punctul în care îmi fac și cărare. Așa, și după cum știți, mi-a schimbat de vreo două luni și ceva, mi-a schimbat cărarea și am trecut-o pe mijloc și pentru asta folosesc acest pieptăn ca să încerc să-mi fac cât de cât cărarea, cât de cât pe mijloc, nu-mi iese întotdeauna. Cât de cât pe mijloc. Așa. Numai pe mijloc nu e asta, dar trecem peste. A, nu iese. Da, nu-mi iese. Aproape niciodată nu-mi iese din prima. Stați liniștiți. Au! Așa. Mi este mult mai ușor în oglinda mare de la baie. Ceva de genul. Something like this. Așa. Asta este un piaptă din ăla de coafat banal pe care îl lăsiți peste tot. Bun. Dăm o dată cu asta așa. Și acum continui să-mi usuc părul, pentru că am zis că este 80-90% uscat, deci trebuie să scot toată avaria. Și aici, depinde de ziua în care mă aflu. Dacă stau acasă și nu fac nimic, îl las așa. Îl las în plata Domnului. Eu aș pune probabil un ulei de păr, dar având în vedere că astăzi am folosit balsam, n-are nevoie nici măcar de ulei de păr. Dacă aș sta acasă și n-aș face nimic, l-aș lăsa așa. Dar pentru că vreau să vă arăt rutina completă și cum îmi aranjez părul când îl coafez, când vreau să-l coafez, am două opțiuni. Depinde de ce am de gând să fac. Dacă vreau să stea ca acum, dar puțin mai bine aranjat, folosesc peria asta. Este o perie, nu e rotativă, este o perie din aia normală, fixă, dar care are aer cald, poate fi folosit și pe post de fön ăsta. De fapt vine la bază ca fön. Și este o perie normală cu care, practic, eu ce fac este să-mi controlez puțin vârfurile și să le dau o formă sau dacă văd că am niște onduleuri așa ciudate prin păr, să le îndrept sau așa.
Este o perie pe care o am de foarte mult timp, este de la Philips și o am fix de la 18 ani. Asta mi-am luat eu cadou de 18 ani și încă mă ține și este foarte, foarte bună. Anul ăsta chiar am folosit-o în prostie, mai mult ca niciodată. Cred că de când am cumpărat-o am folosit-o cel mai mult anul ăsta. Și este foarte utilă o astfel de perie, de exemplu, dacă n-aveți timp să vă coafați, dacă n-aveți timp să vă faceți prea multe chestii la păr, pentru că puteți să vă și uscați părul cu ea. Eu de multe ori mi-am uscat părul cu ea, dar îmi este mai ușor cu fânul, dar când plec undeva, o iau pe asta, nu-mi iau fânul cu mine, o iau pe asta și mi-o suc părul cu asta și funcționează super bine. Este utilă o astfel de perie, cum ziceam, când nu aveți timp să vă faceți nimic la păr, când nu aveți timp să stați prea mult timp să vă coafați, dar ca să-i dați o formă, să-l aranjați și dacă aveți o tunsoare care vă avantajează și care nu necesită foarte multe brizbrizuri, cu o perie din asta o să vă aranjați super repede părul. Dacă sunteți mame și nu aveți timp să stați foarte mult să vă coafați, o perie de genul ăsta și o tunsoare potrivită vă scot din probleme foarte, foarte repede. Deci, recomandarea astrologului. Eu nu sunt mare fan perii rotative, am avut de-a lungul timpului și mi-am tot jumulit părul cu ele și am zis că nu, așa că am rămas la asta, la The Original și îmi place foarte, foarte tare. Da? Deci cu asta îmi pur și simplu îmi piaptă-n părul, îl suc și îi dau așa o formă cumva la vârfuri, astfel încât să stea și el decent, să nu stea în toate direcțiile și să arate puțin aranjat. Bun. În momentul în care vă iau bucle, folosesc ondulatorul și ghiciți ce? Da, este același ondulator de acum 7-8 ani, nu știu de când lumea, este același. Ondulatorul meu tot de la Remington, bănuiesc că cei care mă știu de mult timp și care mi-au mai văzut rutinele astea de păr sunt sătui, sunt mega extra arhit sătui de aceleași produse pe care le arăt, dar asta demonstrează că funcționează, faptul că le am de ani de zile și că n-a fost nevoie să le înlocuiesc și că sunt bune. No. Și prin urmare folosesc ondulatorul ăsta, asta este ăla de 21 de milimetri, niciodată nu știu care e din dimensiunea lui, o să vă las link de la el în descriere dacă vă interesează și îl găsiți în descriere și e ok. Și cu asta fac eu bucle și până se încălzește asta, că nu am avut inspirația să pun din timp să se încălzească, îl dau la maxim și după aceea mă orientez în funcție de situație. Hai să vă mai arăt. Deci v-am arătat șampoanele. Înainte de a mă ondula folosesc spray termoprotector ăsta, îl am pe ăsta de la Got2Be, de la Schwarzkopf, este foarte ok. Sunt foarte, foarte multe spray-uri din astea de protecție termică pe piață. Recomandarea astrologului este să folosiți, da, știu, ar trebui să folosesc și pentru fân, da, nu am folosit niciodată și folosesc numai când îmi ondulez părul și deocamdată pentru mine a fost ok. Partea bună cu aceste produse de la Remington este că funcționează și sunt foarte durabile și rezistă super bine și nu, clipul ăsta nu-i sponsorizat de Remington, ne-am scris de mai multe ori și nu m-au băgat în seama sau no problem, dar nu e sponsorizat de Remington, ci pur și simplu sunt produsele pe care le folosesc eu zilnic și plac foarte tare și și-au dovedit eficiența în timp. Așa, mai pieptun o dată ca să distribui tot spray-ul ăsta termoprotector. Și partea bună, ziceam, cu asta este că se încălzesc foarte repede și că nu durează foarte mult. Dar recomandarea mea este pe cât posibil să lăsați să se usuce spray-ul termoprotector, da? Deci nu vă ondulați părul cu spray-ul termoprotector umed pe păr, da? Lăsați-l să se usuce, să se vapore de pe păr și după aceea folosiți căldură. Acum, mare atenție la produsele astea de ondulat părul sau de produsele cu căldură. Lumea tot fuge de ele, dar asta pentru că observ că majoritatea oamenilor nu știu să le folosească, adică ori dau temperatura la maxim mult, mult, mult prea tare și șarpe părul și după aia zic produsele astea, tulurile cu căldură sunt moarte, ori nu dau căldura suficient de tare și nu le ține. Dacă învățați, dacă exersați și învățați și aveți grijă, în timp se dovedesc a fi cele mai bune prietene. Adică eu nu sunt anti-căldură pe păr, atâta timp cât le folosești cu cap, atâta timp cât ai grijă cum le folosești, atâta timp cât produsele astea sunt folosite conștient, da? Și cum trebuie, nu așa
te apuci și îl arzi părul cu ele. Ce fac acum este să-mi ondulez părul și astăzi vom face niște bucle din alea lejere, clasice, de care îmi fac eu de obicei. Și îmi separ părul, după cum vedeți, în două, mas o menos, jumii-juma, depinde. Așa, și iau din spate, o să vin din spate către față și o să facem bucle din astea peste cap, așa. Iau cu mâna dreaptă, cu mâna opusă părul, șuviței de păr, iau ondulatorul, îl trec prin spatele capului și pur și simplu o ondulez părul. Partea bună că la ondulatorul ăsta cu clamă este că pot să-l folosesc și cu clamă și fără clamă. Și țin așa, nu știu. Am mai scăzut temperatura, că o dăduse la maxim și am scăzut-o și țin câteva secunde. Până simt eu așa că șuvița de păr s-a încălzit sub degetul meu. Eu acum țin, nu știu dacă se vede, dar eu țin degetul pe șuvița de păr și până o simt așa că se încălzește. Și asta este buclișoara mea. Mi-l zice pe vâz și dau drumul. Deci asta e cu clemă, da? Cea mai bună opțiune pentru a-ți face bucle este să încerci să le îndrepți către exterior, ca să pară cumva că vântul îți bate în păr și îl dă în exterior. Sau chiar când bate vântul în păr, te ajută să-l dea în exterior, nu să-ți vină în față. În momentul în care faci buclele către interior, în primul rând că îți vor acoperi fața și da, poate fi un look, dar este mai greu de... nu știu, purtat look-ul ăla într-o zi obișnuită, știți, dacă e pentru o petrecere sau ceva, merge, dar pentru o zi banală de muncă sau așa, sunt de preferat buclele astea care ies în exterior. Prin urmare, aveți grijă ca în momentul în care vă ondulați părul, când luați șuvița de păr, da, să mergeți cu ea în exterior, întotdeauna să vină peste ondulatorul vostru, da? Nu în interior. Când vine în interior, avem ondulatorul în față și șuvița vine și se înfășoară pe după el. Ca să iasă bucla cum trebuie, ca să arate bine. Bun. Ce-a făcut una. Hai să iau și întrebările alea pe care le aveam în Q&A, că v-am întrebat dacă vreți să știți ceva pe Instagram. Da. Întrebarea numero 1 este: iei suplimente pentru păr? Sau e o întrebare sau o afirmație? E o întrebare. Iei suplimente pentru păr? Da. Nu, în momentul de față nu iau niciun supliment. Am mai luat recent, nu știu, anul trecut, ca să zic așa. Au fost ok-ish, n-am văzut mari diferențe, adică nu mi s-a părut că mi-a dat lumea peste cap și nu mi s-a părut că mi-a revoluționat părul sau scalpul sau ceva. Da, mi s-a părut că de la suplimentele pe care le luam nu mai cădea atât de tare părul. Era ceva cu un complex de vitamina B și, mă rog, cheratină și alte chestii. Dar nu mi s-a părut că mi-a dat lumea peste cap, știți? În momentul de față nu iau nimic și, în general, recomandarea astrologului ar fi: dacă vreți să luați suplimente, întâi faceți niște analize, vedeți și voi ce carențe aveți, că... ideea că vă cade părul poate să fie din foarte multe motive. Da? Părul poate să cadă din foarte multe motive și poate să fie o altă cauză decât asta, nu știu, anemia sau pur și simplu îmi cade părul. Sau n-am nu știu ce în organism. Știți? Așa că încercați întâi să vă faceți niște analize, nu mai tot luați suplimente după gura lumii, nu mai luați suplimente pentru că știți că a zis X că vai doamne ce bune suplimentele ale și vai doamne ce extraordinare sunt. Faceți niște analize, vedeți unde aveți carențe, vedeți ce probleme sunt, de ce cade părul ăla și tot așa. Cine este blond în familia ta? Blond. Roșcat, adică vrei să spui, pentru că eu sunt dintr-un apite, mi-a scăpat o șuviță micuță. Asta o să facem așa, cu clemă, ca să o pun pe dedesubt și nu se vede. Așa. Cine este blond în familia mea? Tata. Mama mea vine dintr-o familie amestecată, cu greci, cu tătari, cu bulgari, cu bruneți, de regulă. Și nu prea s-au văzut blonzi prin familia ei, adică aici, în zona asta de unde stau eu, iar tatăl meu era roșcat, ca mine. Și eu pe el îl moștenesc
la nas, la ochi, posibil, și la păr. Așa, și el este și pentru că sunt cam, din partea mamei mele, sunt singura blondă natural sau roșcată, cum vreți, pentru ei sunt blondă. Mi s-a zis că sunt ceoară vopsită, da. Pentru că cineva trebuia să găsească o problemă și în asta, și în faptul că sunt blondă. Dar, da, sunt roșcată sau blondă din partea tatălui meu. Așa, alta. Next question. Stai așa că trebuie să și văd ca să așa. Care este metoda ta preferată de ondulat părul? Asta, ondulatorul. Văd pe net toate trendurile astea cu bentițe, cu puful ăla oribil. Mi se pare odioasă chestia aia cu care ondulați voi părul, chestia aia de dormit peste noapte, cu bidiuri din alea lăsate peste noapte. Eu sper că sunteți foarte conștiente de faptul că toate metodele astea care presupun aplicarea de tot felul de device-uri și de gadget-uri și de tâmpenii în păr, toate chestiile astea vă slăbesc rădăcina firului de păr. Deci sper că ați luat în calcul în momentul în care vă gândiți la treaba asta. Da? Și după 40 de ani, când firul de păr o să înceapă să se subțieze și bulbul, rădăcina firului de păr, nu o să mai aibă atâta forță să stea și o să înceapă să cadă, să știți la ce să vă așteptați, da? Pentru că nu faceți decât să vă subțiați firul de păr și mai tare. Prematur, ca să spun așa. Așa, cu asta, dacă îl arzi, îl tunzi și trece mai departe, se regenerează, dar alea nu fac decât să tragă de rădăcina firului de păr, de-aia nu e bine nici să dormi cu părul prins. Gândiți-vă și voi logic, toate device-urile alea nu fac decât să tragă de rădăcina firului de păr, da? Și tot trăgând și tot trăgând și tot folosindu-le, ce se întâmplă este că la un moment dat cedează bulbul ăla, da? Și acum poate nu e o problemă că se regenerează, dar după 40 de ani nu o să se mai regenereze așa de repede și dacă voi îl forțați de acum și îl tot chinuiți de acum, o să cedeze, o să cadă, da? Deci mare atenție la aspectul ăsta. Aici, pentru că am partea asta de side bangs așa, nu fac decât vârful, îl iau așa cu clema și îl fac așa. Îl întorc puțin, numai cât să stea peste, că am observat eu că stă mai bine peste... Vezi? Și o să stă mai bine așa peste asta. Bun. Să văd și eu ceva. Să știți că eu tot procesul ăsta de undulare îl fac mai mult pe întuneric, adică pe orb. Pentru că nu văd nimic din ce fac. N-am o oglindă mare în față. Unde ești, mă? Vezi că mi-am pierdut cărarea de la spate. Așa. Și începem. Așa, aici. O greșeală foarte frecventă pe care o văd la foarte multe fete este că își ondulează părul în partea asta așa și în partea asta altă vin tot în aceeași direcție. Nu, trebuie schimbată direcția, da? Dacă în partea asta v-ați ondulat părul încolo, spre exterior, și aici onduleurile trebuie să vină spre exterior. Da? Mare atenție! Că e un mic detaliu care face o mare diferență, credeți-mă pe cuvânt, în aspectul vostru, că atât de rău arată să vezi părul ondulat pe partea asta încolo și pe partea asta în aceeași direcție, fiindcă pe partea asta o să arate aplatizat și pe partea asta o să arate înfoiat. Și arată foarte rău, arată neglijent, deci mare, mare atenție. Bun, și atunci ce fac ca să respect regula? Ia, schimb mâna, da? Schimb mâna cu care țin părul și cu care țin onduleul, practic le inversez. Da? Și onduleurile le merg peste ondulator. Trebuia să iau o altă întrebare până una alta, dar revenind la ideea de metode de ondulat preferate, dacă aveți grijă cum folosiți căldura, nu este cel mai nociv lucru din lumea asta. Da, ok. Nu e sănătos să folosești în fiecare zi, nici eu nu folosesc ondulatorul în fiecare zi, adică încerc să alternez. Dacă chiar trebuie să mă coafez, nu știu, timp de 2-3 săptămâni în fiecare zi, încerc să alternez, da? Încerc să las o zi să-l spăl și să-l întind cu peria aia sau doar îl usuc cu fânul sau... Stai, așa că ăsta arde, are tendința să ardă tot acum. Sau
o zi îl ondulez și în zilele următoare îl las în pace. Deci, da, știu că nu e sănătoasă căldura excesivă, dar nici nu trebuie să fugiți de ea ca de ultimul drag în lumea asta, pentru că nu-i chiar atât de rea dacă înveți să o folosești, da? Dacă nu exagerezi, dacă nu dai întotdeauna ăsta la maxim, ondulatorul la maxim, dacă ai grijă ce produse folosești. Iarăși, un aspect foarte important, care mie mi se pare că e vital, în cazul meu face o mare diferență în ceea ce privește părul și faptul că nu-l ard, este că, de exemplu, astăzi, da, l-am spălat, l-am ondulat, da? Mâine, dacă, spre exemplu, nu-l spăl, mâine nu o să bag ondulatorul în el, da? Nu o să bag căldură în el. Este foarte important aspectul ăsta, pentru că mâine deja el o să fie încărcat de sebum. Dacă mai aplic și eu alte produse, cum ar fi uleiuri, fixativ, nu știu, șampon uscat și așa mai departe, toate produsele alea nu fac decât să încarce părul și punând iarăși ondulatorul pe părul ăla încărcat de produs, practic îl distrug. Da? Îl ajut să se degradeze și mai repede. Și atunci eu îmi ondulez cu ăsta, cu ondulatorul părul numai după spălare, imediat după ce este fresh spălat. După cum ați văzut, între spălare și ondulare n-am pus decât termoprotectorul, eu n-am mai pus alt produs, da? Tocmai pentru că nu vreau să am părul încărcat de foarte multe produse care ar putea să-mi degradeze firul de păr. Acum, bineînțeles, toate lucrurile astea trebuie și adaptate în funcție de tipul vostru de păr și așa mai departe, dar cu precădere, când aveți părul subțire, recomandarea astrologului, nu folosiți foarte multe produse și încercați pe cât posibil să nu-l ondulați, să nu folosiți produsele astea cu căldură pe părul murdar sau îmbâxit de produse, da? Așa. Următoarea întrebare este cu ce te vopsești. Nu mă vopsesc, după cum v-am spus la începutul clipului, nu mă vopsesc niciodată. Asta, nuanța asta pe care o vedeți la rădăcină, este nuanța mea de bază, este nuanța mea naturală. Mare parte din ce vedeți aici este nuanța mea naturală. Mi-am decolorat părul pentru că am ales, în loc să-l vopsesc, am ales să scot pigment din pigmentul pe care îl are firul meu de păr, astfel încât să revin la o nuanță pe care o are în compoziție, în baza lui. Uitați-vă cum pun, da? Deci, șuvița vine peste ondulatul, da? Și am ales varianta asta pentru că eu am culoarea aia la bază, am nuanța aia de blond la bază și atunci mi-a fost mult mai simplu să scot pigment și să mă întorc cumva la nuanța mea de bază decât să adaug un pigment care semăna cu nuanța mea de bază. Și o să vă arăt probabil în decembrie, nu știu, să vedem, cum îmi decolorez eu părul și cum îmi tun părul, pentru că și pe asta tot timpul le fac, adică mă și tun, mă și decolorez singură. Nu pentru că n-aș putea să mă duc, ci pentru că n-am găsit o persoană suficient de capabilă să facă ce vreau eu. Cel puțin pe partea de tunsoare nu există. Pe partea de decolorat sau vopsit aș găsi, n-ar fi așa de dificil. Dar pe partea de tuns, ferească Dumnezeu, dacă înțelege cineva că eu vreau scările astea, nu, nu există. Și atunci am învățat să mi le fac singură. Am mai făcut un clip, este pe celălalt canal, în care vă arăt cum mă tund. O să vi-l las în descriere, sper să nu uit. Dacă uit, trăgeți-mă de mânecă. Așa, și o să vi-l las ca să vedeți exact cum mă tund. Că e același proces de ani de zile, rămâne același proces pentru că m-am obișnuit cu ea și funcționează pentru mine. Adică este ok. Este este bine, adică este exact ce vreau, cum vreau și funcționează și pot să-mi fac eu să-mi tund părul când vreau. Cum îți întreții culoarea părului? Iarăși, nefiind vopsită, mi este foarte ușor să întrețin culoarea părului doar cu acest șampon mov. Este super simplu, n-are nevoie de foarte multă întreținere, adică nu e foarte complicat, că de-aia am și vrut partea asta de decolorare, că mi-am dat seama că e mult mai ușor de întreținut decât dacă m-aș vopsi, că dacă m-aș vopsi, rădăcini, chestii, restic, mult mai complicat. Așa. Ce altă culoare te-ai vopsi? Niciuna. Niciuna. Deci eu nu mă văd decât blondă. Eu nu exist în mintea mea, percepția mea despre mine este că sunt blondă și nu pot să fiu altfel. Nu mă văd altfel. Dacă vă aduceți aminte, acum câteva daily vloguri vă arătam cum am făcut poza aia de Halloween în care mi-am pus peruca aia neagră. Apropo, ideea a plecat tocmai de la faptul că sunt blondă și să mă duc exact în direcția opusă, la polul total opus, adică să mă fac neagră în cap și bineînțeles că nu m-aș fi vopsit în viața mea neagră și nici n-am să mă vopsesc niciodată neagră, deci este ceva de care am să mă feresc.
așa. Da, mi s-a părut foarte ciudat să mă văd cu părul negru și nu mă recunosc și nici nu mă simt că aș fi în direcția aia și nici nu aș vrea vreodată să ajung în direcția aia, ferească Dumnezeu, no way, never, ever, ever. Deci eu sunt blondă, cum vreți, cu neuron, fără neuron, cum vreți voi să-mi ziceți, nu e nicio problemă, dar eu sunt blondă. Nu de la drept, sunt de la altă facultate, dar sunt blondă. Și nu o să mă vopsesc, nu, niciodată, în roșie, ferească Dumnezeu, nu, și așa am eu pigmentul meu ăsta portocaliu, nu. Nu-mi trebuie roșu, nu-mi trebuie șaten, nu-mi trebuie nimic altceva, adică nu mă văd altceva decât blond și blond cald, by the way, apropo. De asta că iarăși este o mare problemă că în ziua de astăzi nu este acceptat blondul cald, nu. Blondul cald este murdar, este pute, ne e câh de blondul cald, nu. Blond cald, nu, nu blondul ăla platinat, no way, niciodată. Pentru că și pielea mea este caldă și nuanța pielii mele este caldă și când mă bronzez mă fac portocalie și să pui blond platinat sau cu culoare rece pe pielea mea ar arăta horror. Așa, următoarea întrebare. O rutină simplă de îngrijire a părului. O rutină simplă de îngrijire a părului, v-am cam zis-o, că e mai simplă de atât, nici că nu se poate. Trebuie în primul rând să știi ce tip de păr ai, ce tip de scalp ai. Ce ți se potrivește în materie de produse. Testează și caută și găsește soluțiile potrivite pentru tine. Pentru că rutina simplă este aia care ți se potrivește ție și exact de ce ai tu nevoie. Asta înseamnă, poate însemna 3 produse, poate însemna 5 produse, poate însemna 170 de produse. Nu știu, să zic, fiecare știe mai bine. Deci mie astea mi se potrivesc în ani de zile, așa mi-am construit eu rutina și mi-am dat seama că funcționează pe părul meu, care v-am zis, este puțin mai dificiluț el de felul lui, dar ne înțelegem, adică suntem ok, ne înțelegem destul de bine. Dar așa că aici mai avem acest savings invers. Parcă așa pe urmă, nu? Așa. Nu există rutină simplă de îngrijire care, nu știu, poate rutina mea mi se potrivește mie, dar nu se potrivește altcuiva, da? Deci trebuie să-ți găsești rutina ta, găsește-ți produsele alea, că de fapt rutina asta în produse, găsește-ți produsele alea care ți se potrivesc super bine, mergi pe alea, nu contează că-s drog sau că-s scumpe, nu contează, mergi pe ele. Și iarăși, spălatul pe cap, băi frate, spălați-vă pe cap, că mor cu chestia asta, nu mă spăl cu cap, mă dau cu 7 tone de șampon uscat și mă spăl odată la 3 săptămâni pentru că spălatul pe cap este rău și îmi face rău, nu e adevărat. Nu este adevărat, spălatul pe cap nu este rău, nu face rău nimănui, atâta timp cât folosești produsele potrivite, da? Deci nu vă mai ascundeți după chestia asta și spălați-vă pe cap, vă rog eu frumos, că este atât de rău să vezi o femeie frumoasă, elegantă, îmbrăcată frumos și să o vezi cu slinoșenia pe aici. O înțeleg, există și șampon uscat, are și el rolul lui, dar spălați-vă pe cap, înainte de toate. Că o femeie nu o să arate niciodată îngrijită dacă n-are părul curat și tenul curat. Nu, asta este, asta e realitatea, îmi pare rău, asta e, oricât poți să pui pe tine Hermes, Chanel, Dior, ce vrei tu, toate brandurile din lumea asta, poți să te dai cu cele mai scumpe parfumuri, poți să faci ce vrei tu, dacă nu e spălată pe cap, ai unghiile ciobite sau crescute prea mult și nu e spălată pe față, e ca și cum n-ai avea nimic. Sorry, dar asta e adevărul, ăsta este și știți foarte bine și nu e o chestie inventată de mine și hai să nu ne mai ascundem după degete. Deci, în primul rând, spălați-vă pe cap. Prefer un păr necoafat, dar spălat, curat, să se vadă că e curat, decât un păr coafat, dar slinos, la rădăcină și plin de îmbâcseală. Știți ce zic, nu? Bun. Acum, ce fac eu este să las să se răcească, cam asta e rezultatul până acum, las să se răcească, las așa vreo 20 de minute să se răcească și revin. Bun, s-a mutat și soarele între timp și sper că mă vedeți. Acum, ce fac este, în primul rând, înainte de toate, să trec cu degetele și să separ buclele astea, pentru că vreau să fie niște bucle lejere, le separ cu degetele. Dar e important să dai și cu peria. Dacă le lăsați să se răcească și să se fixeze așa în poziția aia, nu se vor desface de tot, adică își vor menține bounce-ul ăla natural, unduleul ăla natural.
Nu recomand sarmalele, că am trecut de faza cu sarmalele, deci nu, trebuie, buclele trebuie separate. Și dacă vreți să vă țină, lăsați-le să se răcească în poziția aia cum le-ați ondulat și după aceea le pieptănați. Eu în timpul ăsta, de exemplu dimineața, ori mă duc și dau de mâncare la căței, la pisici, la așa, mă machiez, da, cât stau. Întâi îmi fac părul și după aceea mă machiez sau fac ceva prin casă, sau fac mâncare, sau fac ceva, știți, în timpul ăsta, cât se răcesc buclele. 20 de minute este suficient. Și mai puțin, nu știu, și 10 minute, depinde cât aveți la dispoziție, dar lăsați-le în poziția aia să se... răcească, să se odihnească, să spunem, dacă vreți. Ați văzut că și când faci aluat, îl lași să se odihnească aluatul de pâine în frigider, nu știu, o perioadă de timp și după aia îl mai iei la frământat. E, cam așa și cu astea. Bun. Dați să vedem ce am făcut, că deocamdată nici nu mă văd. Bun, cam asta e toată faza și ce mai fac eu pe final, vedeți cum arată? Așa, pe părul ăsta e un pic mai strâns, dar n-are micul să se lase, oricum eu mai dau cu mâna prin păr, numai așa. Ce mai fac este să iau niște ulei de păr, în momentul de față mai am câteva picături din ăsta de la Garnier, ulei de argan, nu este neapărat cel mai grozav ulei de păr, dar e ok, funcționează, își face treaba, nu e cel mai așa. Iau uleiul de păr, câteva picături și aplic pe vârfuri. Foarte important când ai părul blond, pentru că părul blond are tendința să arate uscat, deși nu este uscat și uleiul de păr ajută foarte, foarte tare și mai ales când îți tratezi termic, când îl ondulezi termic, când îl coafezi cu căldură, uleiul de păr este foarte important pentru că la fel te ajută să nu arate uscat și țepos și aspru și să nu arate ca și cum te duci să ataci pe cineva cu părul tău, da? Așa. Cam așa. Cam asta ar fi. Așa. Și ce rămâne pe mână? Așa, dau pe aici pe sus ca să mai potolez din antene. În momentul în care dai cu ulei prin păr și dacă este umiditate mare în aer, nu absorbe atât de mult atât de multă umiditate din aer părul, pentru că foliculii firului de păr sunt deja saturați cu ulei, sunt cumva protejați și de-aia nici nu se mai zbârlește atât de tare. Se zbârlește, nu, hai să nu exagerăm, dar nu atât de tare. Și cam asta este, uitați, cam așa fac eu părul. Asta este cea mai simplă și mai... Și dacă mă supăr mâine, spre exemplu, mâine părul meu o să arate bine, nu o să mai fie atât de ondulat, evident, dar o să mai aibă așa o urmă de onduleu și nu mă vin decât cu un pic de șampon uscat la rădăcină și sunt ok. Deci mă ține cam 2 zile, da, bine, în 2 zile nu sunt bucle perfecte, dar este suficient astfel încât să arate aranjat și să nu pară că am nevoie în fiecare zi de ondulator. Și cam așa, cam asta e. Cam asta e tot ce fac eu. Ah, dacă vreau neapărat, mai am ăsta tot de la Gatsby. Este un fel de fixativ pe care îl dau așa, aici. Ca să mai potulesc lezantene. Așa. Și asta e tot. Și cam ăsta este modul în care mi-aranjez eu părul. Ăștia sunt toți pașii pe care îi urmez. În rest nu mai dau cu nimic. Astăzi toate produsele pe care le folosesc, astea de vi le-am arătat. O să vi le linguiesc în descriere. La fel o să vă linguiesc și toate device-urile mele pentru păr. În rest nu fac nimic deosebit, nu fac nimic special. Sunt într-adevăr și norocoasă că am un păr care crește foarte repede și nici nu se încurcă. Așa, și nici nu se degradează super repede. Deci nu, nu e, chiar dacă folosesc căldură pe el, nu este super degradat. Și da, cam astea toate lucrurile esențiale pe care le fac. Dacă mai aveți întrebări, lăsați-le în comentarii că vă răspund cu mare drag. Nu uitați să veniți și pe Instagram că și acolo mai vorbesc cu voi și despre păr și despre alte lucruri. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!